abia acum, adică. Daniel Căpitănescu și Donald McDonald, Donald Nieman. O prestație. Da, așa zicem și noi, exact așa. O prestație. Așa, din aia. Originală. Andra, dezamăgită? Nu, chiar, chiar fericită că au ales acest număr și au atins scopul. Au zis că vor să ne facă să râdem și am râs. Chiar am râs, sincer. Bravo, băieți. Vasinu de cuvânt de data asta. Andy. Se mai întâmplă, se mai sparge balonul, e adevărat. Hai. Acum s-a întâmplat în direct, asta e, n-ai ce să-i faci. Să știi că am avut un număr asemănător prin primul sau al doilea sezon. Da. S-a cu spar balonul? Da, mă, s-a întâmplat același necaz, da, s-a tot așa, s-a, e, există acest risc, e adevărat, pentru că devine, e momentul foarte fierbinte și, mă rog, da. Dar... Nu era și cu balonul. Bă, e bine să mai și râdem din când în când. Încuruntați stăm în fiecare zi. Dacă reușim măcar pentru 2 minute și jumătate să râdem așa, fără un motiv precis, eu zic că suntem pe drumul bun. Încă ne menținem. Florin Călinescu. Am adus aminte cu plăcere de o piesă hit cu anilor din deceniu, primul deceniu după parcă era în plastic, e fantastic. Se, da, era, da, asta, da, da. Era o piesă. Barbie Girl. Nu. Plastic e fantastic, nu. Chiar așa era. Erai și, tu mic, era la grădiniță. Era și o mare cântăreață, parcă adaptase povestea asta în românește. E fantastic, e bine și în plastic. E cauciuc. Bine și în natur. Sigur că am o curiozitate continuă. Probabil ați fi capabil să faceți și alte și alte lucruri și așa mai departe. Bună oară, uitați, l-a stâmpit pe Pavel. Bravo! Ceea ce este minunat! Vă mulțumesc! O lume minunată în care veți găsi numai copii. Bun, dacă ei sunt aleși voștri pentru finală. O lume cu baloane, cu de toate, da, da, da. Așa ce ne place.